Dragi cetățeni ai Comunei Strugari, ne pregătim să întâmpinăm marea sărbătoare a nașterii Domnului și noul an 2018, momentul din an când gândurile mele cele mai profunde se îndreaptă cu respect și prețuire spre voi toți, când trebuie să fim mai buni, mai toleranți și să ne punem în balanță atât realizările cât și planurile de viitor. Este o perioadă din an tocmai potrivită pentru a uita de rele și pentru a urma pilda sfântă în care bătrânii înțelepți ne învață că dar din dar se face rai. La fel de bine, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne amintește nouă mânitorilor de rând că suntem oameni și am venit pe pământ să învățăm să facem fapte bune. Dacă 2017 a fost un an bun, sperăm ca 2018 să fie un an cu împliniri, un an mai bun. Iar eu voi face tot ceea ce îmi stă în putere să duc această misiune la bun sfârșit, în serviciul vostru, al locuitorilor acestei comune, a Comunei Strugari. Crăciunul și Anul Nou să vă găsească în pace și bucurie alături de familiile dumneavoastră și de cei pe care îi îndrăgiți. Vă doresc sărbători fericite, un an nou plin cu belșug, prosperitate și însemnate realizări pe plan personal și profesional. La mulți ani, dragi locuitori ai Comunei Strugari, sărbători fericite!